și bine v-am regăsit! Astăzi avem un clip lejer, avem un unboxing, n-am mai făcut de mult un unboxing pentru voi și astăzi m-am gândit să descoperim împreună ce se află în această cutiuță pe care scrie fragil. Cutiuța este de la Dubai Collection și avem aici o variantă accesibilă pentru Instant Crush de la Mansera și asta este o mostră pentru parfumul Le Charme, un floral tropical perfect pentru perioada asta și pentru vară și o să discutăm și despre el. Să știți că l-am avut de foarte multe ori în coș, am vrut să-l comand și până la urmă am comandat această mostră să văd dacă o să-l iau sau nu pentru perioada următoare. Vorbim imediat despre el și vă spun dacă o să-l iau sau nu. Eu eram super, super curioasă de Instant Crush, am văzut că lumea îl iubește foarte mult și chiar vreau să vedem împreună cum miroase, să, nu știu, să vă spun așa primele impresii. Știți că mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Twins, mi se par foarte, foarte bune pentru prețurile pe care acestea le au și îl deschidem împreună. Dar haideți să vorbim întâi despre asta, terminăm cu ea și începem să deschidem parfumul. L-am mirosit pe acesta pentru că am desfăcut coletul și pentru că nu puteam să mă abțin, ca să vă spun sincer. Și eram super curioasă de parfumul acesta, care este inspirat de Gucci A Chant for the Nymph. Da, miroase a flori, miroase a flori, flori galbene, ilang ilang, frangipani. Este foarte intens, este floral, este elegant, un floral tropical. În general, parfumurile de genul acesta, florale tropicale, îmi plac dacă au și ceva cocos acolo sau dacă au ceva proaspăt, nu știu, cocos, ilang ilang, dar parcă doar flori, tiara nu o simt prea bine, simt mai mult ilang ilang și frangipani. Și dacă vă place frangipani, da, este un parfum frumos, un pic mai aerisit. Dacă era, poate că mi l-aș fi cumpărat. El este un floral frumos, dacă vă place frangipanii, dacă vă place ilang ilangul, da, este un parfum frumos, însă eu nu o să-mi comand Le Charme pentru că mi-ar fi plăcut să fie un pic mai aerisit. Bineînțeles că am văzut notele, am văzut că nu are cocos, știam că este un floral, este un floral chiar elegant și frumos, miroase natural. Miroase bine, dar nu mi se potrivește genul acesta, cel puțin acum, pentru că să știți că genul acesta de miros mi-a plăcut la un moment dat și chiar l-am căutat, dar nu acum. Nu este momentul, poate la un moment dat. Deci, pe Le Charme îl tăiem de pe listă pentru perioada următoare și haide să deschidem Twins. Da, îmi plac unele de la, da, bineînțeles că unele nu mi se potrivesc toate, dar multe, de fapt toate mi se par foarte bune pentru prețul pe care îl au. Eu le-am testat pe aproape toate parfumurile de la Twins care se găsesc pe Dubai Collection. Îmi place foarte mult prezentarea, îmi plac sticlele parfumurilor Twins, îmi plac cutiuțele acestea foarte bune. Și haideți să vedem dacă are magnet, pentru că știu că la un moment dat a fost un lot care nu avea magnet, dar vedem dacă are capacul magnetic. Îmi plac sticlele, îmi plac foarte mult. Sunt simple, dar elegante și capacul este magnetic. Eram super curioasă de parfumul acesta. Am văzut că părerile sunt împărțite, dar multă lume îl iubește și am văzut că are un iz de bacara, că are ceva fructe, dar imediat vorbim despre el. O să dau un puff
Pulverizatorul, ca de fiecare dată, minunat. Da. Deci, haideți să vă spun primele impresii așa, după ce s-a așezat puțin pe mână. În deschidere este proaspăt, un bacara ruj cu citrice, suculent, efervescent. Apoi se usucă. Este proaspăt. Vai, cât de frumos este. Îmi place foarte mult. Deci, m-a cucerit. Știți că îmi scap. Am un lapsus. Preferatul meu este parfumul de la Twins, inspirat după Mula Mula. Îmi scapă numele, vă scriu pe ecran. Apoi, acesta. Știți că le-am testat pe toate, am un clip special în care am vorbit despre ele. Îmi place. Da, are izul de bacara ruj, are deschiderea aceea efervescentă, citrică, suculentă și, cum să zic eu, luminoasă. Are și vanilie în bază, dar haideți să vă citesc notele. Avem ca și note de vârf: șofran, ghimbir, mandarină siciliană, bergamotă siciliană. În mijloc avem lemn de chihlimbar, trandafir marocan, iasomie egipteană, frunze de paciul indonezian și în bază avem vanilie de Madagascar, lemn de santal, moscalb, lichen de stejar. Da, îmi place. Chiar o să mă dau cu el. Vai, ce bun are pulverizatorul. Dacă vă place bacara ruj, da, e mai lemnos, rămâne acel iz de bacara, dar nu este chiar bacara ruj. E diferit, eu nu am testat originalul. Apropo, nu am testat Instant Crush de la Mansera, dar acesta este o variantă mai proaspătă, mai fresh, mai efervescentă, potrivită în perioada aceasta, potrivită și în perioada mai caldă și este foarte intens. Știți că eu v-am mai vorbit de parfumurile de la Twins, că nu toate au fost atât de puternice, atât de intense sau persistente, unele sunt mai delicate, depinde de parfum. Cel mai puternic de până acum mi se pare acesta și parfumul inspirat de Mula Mula. Deci pur și simplu am un lapsus, este parfumul meu preferat de la Twins acela, dar nu mi-amintesc numele, nu contează. Amândouă cred că sunt cele mai puternice de la Twins. Da, este lemnos, nu pot să zic că disting florile, trandafir sau... Da, are un iz diferit. Are ceva acolo, nu pot să zic exact ce. Până acum nu simt vanilie neapărat. Îl simt lemnos, îl simt proaspăt și simt izul acela de bacara ruj. Și probabil că și acesta se dezvoltă mai mult. Ar trebui să-l mai las puțin să se dezvolte, să vedem cum se usucă el și revin. Da, chiar asta o să fac. Îl mai las puțin pe piele și revin să tragem câteva concluzii așa, ca și prime impresii. L-am aplicat cam acum 15 minute pe Twins, 15-20 de minute pe Mon Crush. Îmi place foarte mult și numele lui. Și acum îl simt pe piele. Se simte izul acela medicinal despre care vorbește toată lumea, însă ceva mai subtil decât în alte clone bacara, pentru că, să fim serioși, aici avem un verișor, un frățior de-a lui bacara ruj, probabil că așa este și Instant Crush, asta am văzut și da, ce să zic, seamănă cu bacara ruj, dar este ceva mai ușor, ceva mai lejer. Aici avem o variantă potrivită pentru perioada caldă și nu numai, bine, are deschiderea aceea de citrice, efervescentă, foarte plăcută, foarte energizantă și
se usucă cremos, lemnos, se simte și un iz floral, poate că iasomie și izul acela de ambergris, izul acela medicinal pe care îl simțim în Baccara Rouge, dar este un parfum foarte purtabil, foarte ușor și totodată intens și cu siguranță este un parfum care persistă. Dacă e să luăm așa după intensitate, acesta ar fi pe locul 2, de fapt, și acesta și preferatul meu sunt cam la aceeași intensitate, iar acela știu că persistă foarte bine și mă gândesc că și acesta are o persistență bună. Bineînțeles că eu o să-l port, o să văd și cum proiectează, o să văd cum mă înțeleg cu el, cum se dezvoltă pe mine, dar este un parfum unisex și chiar este unisex, nu mi se pare că se duce într-o parte sau alta, mi se pare că este la limită. Este dulceag, un pic floral, un pic are izul acela de Baccara Rouge, care este poate că mai subtil decât îl simt în Burberry Her. Da, acolo parcă este ceva mai ascuțit, aici este ceva mai cremos, poate că datorită santalului, care știm că este un lemn care se simte așa mai cremos. Îmi place parfumul per total, are un preț bun, este intens, aveți posibilitatea să îl încercați pentru că pe Dubai Collection puteți să vă cumpărați mostre sau decanturi și mi se pare chiar cea mai bună idee să poți să testezi înainte să cumperi și să nu cumperi blind. Dacă vă place Instant Crush și vreți o variantă accesibilă sau dacă vreți și voi un Instant Crush accesibil, vi-l super recomand, deși n-am încercat parfumul original, chiar nu l-am încercat, dar mi se pare că seamănă cu Baccara Rouge, în afară de acea deschidere care este citrică, suculentă, parcă aici este ceva mai interesantă. Dacă vreți o variantă de Baccara Rouge cu citrice și efervescentă și foarte plăcută de vară, din nou, este o variantă bună. Dacă vă place izul de Baccara Rouge, ori îl încercați, ori cu siguranță nu aveți ce pierde pentru că are un preț bun și este un parfum intens și foarte, foarte plăcut. O să-l port, o să văd cum se dezvoltă pe mine, o să văd cum ne înțelegem și o să revin cu siguranță și cu alte informații. Atât pentru astăzi, am avut un video lejer, așa cum mi-am și dorit și mi-era dor să fac și astfel de clipuri, să mai facem un unboxing. Vor veni și comparații, vor veni și hauluri. Știu că vă plac haulurile, am văzut că cumva când nu mai fac hauluri, totul scade așa și câteodată mă simt vinovat că fac prea multe hauluri, dar eu parfumul oricum cumpăr, adică aș putea să fac 3 hauluri în momentul acesta. Dar nu pun pentru că nu știu, mi se pare că e prea mult, poate mi se pare prea mult, deși știu că asta se cere, hauluri. Haulurile sunt preferatele și până la urmă cred că o să vin cu un haul. De ce nu? Da. Dar o să avem și comparații, o să vorbim despre parfumuri pentru care voi ați cerut informații în curând. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe mine mă găsiți și pe Instagram, pe contul personal, pe contul de parfumuri și abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!